În localitatea Valea Dacilor din județul Constanța, Enel Distribuție Dobrogea va întrerupe în data de 14 noiembrie 2018 furnizarea energiei electrice. Această sistare este cauzată de efectuarea unor lucrări de modernizare, reparații și întreținere a instalațiilor care alimentează cu energie electrică localitatea specificată. Întreruperea furnizării acestei utilități este programată miercuri în intervalul orar 9-17. Fără curent, stația de pompare care deservește localitatea nu va putea funcționa, iar abonații vor rămâne fără apă potabilă în intervalul menționat. Consumatorii din Valea Dacilor sunt rugați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uscasnic pe durata asistării anunțate. Raja ESA cere scuze abonaților afectați și îi asigură că de îndată ce se va relua alimentarea cu energie electrică, lucrătorii societății vor porni stația de pompare și vor relua furnizarea apei.